Am constatat ieri în Parlament un entuziasm total nemotivat în legătură cu căderea guvernului. Am observat și dumneavoastră ați putut să observați după ce s-a încheiat moțiunea, liderii și membrii partidelor care au votat această moțiune au avut diverse abordări. Au venit unii să ne spună că probabil nu se prezintă la consultări. Da, probabil dumnealor au dărâmat un guvern și habar n-au ce să se întâmple după aceea, deci nu vin la consultări. Alții au țopăit pe acolo strigând că vor să suspende președintele. Nu văd ce a rezolvat suspendarea președintelui în relația dintre partide, dar cu siguranță ar crea circ și probabil despre asta vorbim. Vor doar circ. Alții au venit în fața microfoanelor cu texte ca și cum acum prima dată s-ar inventa coaliția și nu ei ar fi fost cei care au detonat coaliția și au dus la căderea guvernului. Eu cred că este nevoie de zile bune până când toată lumea coboară cu picioarele pe pământ. Fiindcă această criză este diferită de alte crize guvernamentale. Politicienii au ajuns să aibă doar discursuri anti-toți, fiecare este împotriva fiecăruia. Ori așa nu se poate. Doar prin maturitate și nu prin țâfnă se rezolvă această criză guvernamentală. Și să fim sinceri cu noi. Cineva trebuie să guverneze țara. Cineva trebuie să formeze guvernul și guvernul se formează cu o majoritate parlamentară. Așa că am considerat că este nevoie de câteva zile până când acest entuziasm nemotivat de creat de căderea guvernului se stinge un pic, lumea ajunge să-și pună problema, bun, acum ce urmează și să începem discuții așezate, serioase, mature, fiindcă altfel problemele vor deveni din ce în ce mai complicate. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Mesaj important lansat astăzi de președintele României, de acolo de unde este, de acolo de unde se află, în legătură cu această temporizare pe care a făcut-o pentru săptămâna viitoare. Ați văzut ce v-a zis domnul președinte? Să nu venim cu decizii la cald. Să se mai stingă un pic ceva. Nu mi-ar fi dat în cap Răzvan Zanfir, bună seara, să folosesc termenul acest verb cu stinsul, când am trecut într-o dramă acum o săptămână în care, într-adevăr, trebuia stins ceva, din păcate. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Nu înțeleg de ce președintele României face declarații. În general, ca om. Că în primul mandat prezidențial nu era foarte vorbăreț. N-a prea comunicat. De fapt, dacă stăm să ne gândim, acest președinte al României a oferit un singur interviu în toată cariera sa, realizatoarei de limbă germană de la TVR. Și interviu în limba română, atenție. Trebuie să menționăm lucrul ăsta. Asta e mai puțin amatorii relevant. De statistică, da. Asta e mai puțin relevant. Este singurul interviu pe care l-a oferit omul acesta, care s-a cam ferit de cuvinte. Acum face declarații. L-am ascultat, ok. Am înțeles. Am înțeles și abordarea sa. Probabil îl va propune pe Florin Câțu. Din nou, premier. Are o idee, atenție, undeva acolo în colțul minții domniei sale e o idee. Dar ideea domnului președinte, o să vedeți în parcursul zilei de azi, deocamdată este că poate aveți voi vreo idee. Cam așa atmosfera domnului președinte. Poate aveți voi vreo idee. Cam de câțiva ani a apărut o nouă clasă politică. O clasă politică ce nu e formată din politicieni. Noi am tot spus la un moment dat, domnule, nu mai avem nevoie de politicieni, ne-am săturat de politicieni, vrem altfel de oameni în politică, nu politicieni. A devenit o oarecare virtute să faci politică spunând că, domnule, tu nu ești politician. Tu nu ești politician.
Tu pur și simplu ți-ai asumat un rol, te-ai implicat în societate. Și problema e că niște oameni care nu sunt politicieni au ajuns în funcții politice, cele mai importante funcții politice, și generează, nefiind politicieni, neștiind politică, generează crize politice. Pentru că politicianul, cu toate defectele sale, cu stilul său alunecos de a fi, cu relativizarea adevărului, cu jumătățile de adevăr rostogolite în campanie, cu promisiunile fără acoperire, avea totuși capacitatea de a menține un echilibru pe scena politică. Păi și domnul Iohannis să nu fie el politician? Domnul Claus Iohannis nu este politician. Domnul Zanfir, căutați, vă rog, colegi, în aceste momente emoționante ale emisiunii, căutați pe... Și nu mă refeream doar la Claus Iohannis. Pe YouTube, așa, când domnul Iohannis explică în mod clar ce este. Și el anunță la un moment dat și căutați așa, Iohannis... Eu nu sunt politician, sunt un politruc. Iohannis politruc. El spune, domnule, nu sunt un politician, exact ce spui tu, eu sunt un politruc. Deci nu este politician, om politic, om de stat, probabil după 10 ani de președinție devii. Problema e că un om politic are capacitatea de a negocia, știe cât trebuie să piardă, are un management al eșecului, știi că al victoriei și ăla e greu de gestionat, dar oarecum. Problema e, avem un politician... Tascăr de fizică, ia, timp de 15 ani... Am condus un inspectorat școlar. Cine este exact? Tu te un profesor, exact ce spune tu. De 3 ani. Și acum sunt un politruc care... Deci ca să înțelegeți. Bun, exact. Care vrea să candideze. Ok. Bun. De el acolo vei spune, domnule, are cariera aia de primar la Sibiu. Domnule, primar la Sibiu n-a făcut politică, domnule, a făcut administrație. Nici măcar nu era din partea unui partid, era din partea unei organizații cetățenești, a unei minorități etnice. Ce politică făceai tu acolo la Forumul Democratic German? Că toată lumea te oblojea când aveai probleme, indiferent de stânga sau de dreapta de la București. Era ceva așa de gestionat un oraș. Acum, problema e, președintele nu e om politic. Nu este om politic al nostru, nu este, în momentul ăsta nu este om politic, da? Iliescu a fost om politic a fost și Traian Băsescu, Claus Iohannis nu prea. Florin Câțu e finanțist, domnule. Florin Câțu nu e om politic. Îl duci în zona de finanțe, ai văzut ce bine îi șade pe o bancă, nu neapărat bănci, Răzvan, bănci, poate să fie orice fel de bancă, stă pe o bancă. Dom'le, când e vorba de bancă, mă duc către domnul Câțu. Când e vorba de politică, mă duc în direcția opusă, văd. A primit o guvernare, i s-a format o guvernare. Da. Deci i s-a construit o guvernare lui Florin Câțu, că nu Florin Câțu a negociat nimic. A spus, Florine, stai așa să-ți facem un guvern. Da. Și îți facem și majoritate. Nu trebuie să vii nimic, te sunăm noi când e gata. L-au sunat la un moment dat. Hai că ai majoritate parlamentară, hai că ai guvern stabil, hai că ai toate cele care îți sunt necesare. În câteva luni, vorba bancului. Pe una a stricat-o, pe alta a pierdut-o. S-a certat și cu o parte semnificativă din partid, s-a certat și cu partenerii de guvernare. Da? La nu știu ce emisiune, pe un alt post de televiziune... Că tot felul de posturi de televiziune am remarcat. Da, mă duceam așa în treaba mea și am trecut pe acolo cu telecomanda. Un userist, nu știu ce fel de userist... Care să nu putem să-i spunem, da? Fix ăsta care a pierdut alegerile, primul, de la USR plus domnul Irinel, Irineu Darău, așa. Îi explica unui parlamentar PNL din... Între susținătorii domnului Orban, domnului deputat Daniel Gheorghe, că da, domnule, sunt ei 40 de parlamentari, dar asta ce înseamnă? Înseamnă 30% din PNL nu sunt atât de relevanți. Uite-te ce înseamnă să ai un partid întreg format din oameni care nu știu politică și mă refer la USR. Păi cum să-i spui tu aripii Orban că e relevantă în partid pentru că reprezintă 30% din facțiunea parlamentară, în condițiile în care tu ca tot partid nu reprezinți 30% din parlament, deci dar te consideri relevant. Ăsta e contraargumentul la USR, domnul Daru. Vedeți, domnule, că ideea asta că vă credeți mai mari decât sunteți, exact de asta e subliniată. De faptul că aveți un partiduleț acolo cu o mână de parlamentari adunați așa, care până la urmă... E a treia forță politică. Domnule, a treia, dar nu știu dacă mai e a treia. Uitându-mă acum pe sondaje, pare că nici a treia nu mai. Nu contează sondajele, guvernăm cu rezultatele alegerilor. Puțini, bă, vedeți că și voi sunteți puțini. Asta înseamnă că dacă și voi ăia sunt puțini pentru PNL, înseamnă că și voi sunteți foarte puțini pentru Parlamentul României. Da. Deci asta a fost fix o abordare. Deci ai un partener acolo. Da. Tu ai 30% din grupul parlamentar al PNL alături de tine, dispus să refacă guvernarea în condiții care să-ți convine și tu îi spui omului că e irelevant. Deci asta înseamnă să ai noimă, o opoziție făcută de... Că nici oamenii de la AUR nu sunt politicieni, nici cei de la USR nu sunt politicieni, nici PNL nu e condus de politicieni. De unde discursul era în ideea asta? Că, domnule, ne-am săturat de politicieni. Am ajuns să plângem, că nu avem
plictisindu-ne de foștii politici. Acum, pe de-o parte, l-avem pe omul acesta, domnul Iohannis, care vine cu această idee, are această idee, are o idee cu, și este de acord, este de acord cu ea, până la vaccinare obligatorie. Deocamdată pare că avem Florin Câțu obligatoriu, deci cam în starea asta ne aflăm, stare de alertă, dar mai ales stare de Florin Câțu. Hai să vedem ce zic cei de la USR, pentru că s-au adunat și ei, în urma discursului fulminant al domnului președinte, s-au adunat și ei cu niște concluzii. Să-l ascultăm pe domnul Moșteanu zicând câteva lucruri importante despre ce urmează. Și mai este o problemă care a apărut de câteva zile și cred eu că este destul de importantă și nu trebuie neglijată. Cei 40 de parlamentari al lui Ludovic Orban, unii zic că sunt 30, unii zic că sunt 41, să zicem 30 de 40 de parlamentari care, iată, ieri nu au fost la dezbaterea din plen și au semnat o scrisoare după amiază prin care, mă rog, fac opinie separată de cea a colegilor lor și asta complică lucrurile în momentul ăsta. Fără acești 40 de parlamentari, grupul parlamentar PNL este cam la fel de mare ca grupul USR Plus. Este o matematică simplă, o aritmetică simplă și vă reamintesc că indiferent de cât de mult se încordează vreun Superman la televizor, conducerea țării, guvernarea se face pe voturi în Parlament. Când se adună aceste voturi, guvernezi. Numai aceste voturi, nu guvernezi. Totul este o aritmetică parlamentară în final, la capătul negocierilor. Așteptăm o nouă propunere de premier. Noi nu putem să propunem un premier PNL. Totuși ați votat o moțiune de cenzură. Am votat o moțiune de cenzură, prin care l-am trimis, o secundă, prin care l-am trimis pe Florin Câțu acasă. Noi, eu pot să spun acum, vă zic și acum, uite, puneți-l pe Ilie Bolojan premier și venim la masă. Poate se uită poate se uită peneliștii la televizor, dar nu cred că asta este soluția. Da, l-ați ascultat pe domnul Moșteanu acolo moșind cumva această intenție de a lua parlamentarii totuși ai lui Orban sub această egidă, de a-i lua și de a-i pune acolo, pentru că ai nevoie de ăștia 40 de parlamentari. Pe de altă parte, nu poți să faci tu, să vii tu cu un premier propus tu ca USR. Nu poți. Altul să care nu-i de meserie, nu cunoaște politica absolut deloc, a făcut o greșeală de începător, da? Da. De clasa pregătitoare a politicii românești. Deci puneți-l premier pe domnul Bolojan și vom fi acolo. Asta nu e, nu, doar... aici a greșit, aici a un pic greșit, că n-a fost, tot îl pistonau ăștia reporterii și l-a dat un exemplu. Nu dai exemple. Dar și spus ulterior. Nu vă spun eu, nu pot să le spun eu pe cine să pună. Păi ai spus deja. A zis, uite, de exemplu. Păi nu dai niciun fel de exemplu și în primul rând nu spui, îl pui. Da. Deci Ilie Bolojan nu este omul pe care să îl pui tu ceva. În primul rând e omul care să-ți accepte o nominalizare, nu să fie pus undeva. Deci ce am văzut la domnul Moșteanu, care face politică în 2016, dar nu se lipește, mă, nimic de el. Nu se lipește nimic de el. Du-te, tată, și ocupă-te de altceva. E clar că nu te dezvolți frumos în zona asta. Nu ai talent. Ai văzut copiii, ai duci la fotbal. Un an, doi, trei, la un moment dat, ce vezi nu că nu lovește balonul. Păi a evoluat omul, acum e președinte de Consiliu. Nu a evoluat. Păi cine, mă, Moșteanu? A, tu credeam că vorbești de Bolojan. Credeam că la Bolojan te referi, că nu se lipește nimic de el. Pierdut 3 minute. Păi, dar zici de Boc, l-ai atacat, zic, bă, acum îl ia și pe Bolojan. M-am panicat, am dat stare de alertă. De asta trebuie să fii atent. Sunt atent, dar... Deci, e vorba de Moșteanu. Moșteanu a făcut ceva impardonabil. În primul rând, și-a permis să nominalizeze pe cineva într-un partid cu care vrea să aibă relații de bună colaborare. Și, în al doilea rând, l-a dus într-o zonă deloc elegantă pe cel pe care Cică l-a respectat cel mai mult în partidul respectiv, pe Ilie Bolojan. Da, da, puneți-l pe Bolojan, domnule, și o să venim. Deci nu se poate așa, e clar că nu se poate așa. Am întors-o pe toate fețele. Nu merge niciun fel de combinație politică din Parlamentul actual, pentru că nu prea ai ce alege din Parlamentul actual. Bun. Eu l-am văzut pe domnul Iohannis vizibil îngrijorat în legătură cu starea asta, cu criza asta, uite, cu chestiunea guvernamentală. Era de acolo de unde ne vorbea, vizibil îngrijorat în legătură cu chestiunea guvernamentală. Și uite, acum câteva săptămâni, cum era dânsul într-o altă parte, undeva în Elveția, mi se pare că de acolo a produs această declarație, Iohannis, despre criza politică. Chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. 3 săptămâni mai încolo l-ați văzut. Dom'le, suntem în această criză, să vedem, maturitate, cumva invocat, o felul de termen de genul acesta. Păi bă, maturitate, păi în urmă cu 3 săptămâni erai vizibil neîngrijorat în legătură cu ceea ce urma, deși încă de atunci, deci nu e ceva ce s-a întâmplat acum. Se întâmpla și atunci ce se întâmplă acum. Nu s-a schimbat ceva major în cadrul guvernului. Atunci era vizibil
imbecil, neîngrijorat. Acum l-ați văzut, domnule, nu știu să se înțeleagă. Are tonul ăsta cumva de maturitate forțată domnul Klaus Iohannis. Și cineva la un moment dat zicea, am văzut că era genul ăsta de abordare pe niște comentarii pe Facebook, că mai urmăresc și discută oamenii. Și zicea, domnule, v-a spus pe omul ăsta, pe Câțu. Atâtea partide au această fixație cu Câțu. Nu e invers, e dandoaselea. Domnul președinte are această fixație cu Câțu, de unde și problema în care ne aflăm acum. Scos de acolo, ați văzut că l-am întrebat și el pe Răș Bogdan. Noi omenește vorbim, până la urmă. Dacă ați renunțat la Câțu, păi tata, vin banii aia, cineva trebuie să știe să gestioneze. Dom'le, dar omul ăsta, Bolojan, despre care vorbeam mai de exemplu, dar puteți dă și alte nume, nu mai contează acum. Omul ăsta nu s-ar pricepe să gestioneze. Dom'le, suntem blocați în Câțu, suntem condamnați la Florin Câțu, am înțeles. Este extraordinar, eu nu spun că nu e extraordinar. Dar hai să încercăm și cu altul, mă. Hai să mai încercăm și cu altul, până la urmă. Poate să fie și asta o abordare. S-ar putea să încerce cu domnul Vulceanu. Domnul Buzeanu, mulțumit? Vulceanu, da. Domnul Dan Vulceanu, s-ar putea Vulceanu. Să fie o variantă. Deci, practic, avem domnul Câțu, se spune despre domnul Câțu că ar fi o marionetă a domnului Iohannis, iar domnul Vulceanu este o marionetă a domnului Câțu. Vă dați seama? Nu, asta e o mare greșeală. Din punctul meu de vedere, nu. Dan Vulceanu nu cred că e marioneta domnului Câțu sub nicio formă. Eu cred că Dan Vulceanu, în momentul de față, conduce Partidul Național Liberal. Da? Da. Nu e nimic ironic. E atât de... Nu știu, nu mi se apără. Știi care e diferența dintre Florin Câțu și Dan Vulceanu? Încurcat de întrebări. Deci tot timpul, orice întrebare ei pune, îl întrebi. Dom'le, care este datoria publică pe care... Dom'le, de-abia am preluat. Care este salariul min? Dom'le, de-abia am preluat aici. Deci orice întrebare îi se pune, era într-o stare de încurcătură, domnul Vulceanu. Știi care este diferența dintre domnul Florin Câțu și domnul Dan Vulceanu? Care împreună ar forma un politician foarte reușit? Următoarea. În timp ce Florin Câțu îți poate spune exact, dacă nu îl întrebi, care e prețul pâinii, sumele pe care vrei să le afli, și nu e politician, domnul Dan Vulceanu, da, nu se răspunde din prima la salariu minim, dar crede-mă că este extrem de politician. Este extrem de politician, format în PSD, care forma politicieni. Buni, răi, nu știu, nu fac evaluări, dar este politician. Și chiar cred că la nivel de partid, Dan Vulceanu e un om mult mai abil în gestionarea relațiilor cu colegii decât este Florin Câțu, care e mai degrabă un singuratic în politica românesc. Deci să nu te... Nu știu, eu nu m-aș duce pe fenta aceasta că Dan Vulceanu e omul lui Florin Câțu. Nu știu. Eu cred că Dan Vulceanu are o influență covârșitoare asupra premierului Florin Câțu și cred că știe să facă politică de partid un pic mai bine decât Florin Câțu, care este un specialist. Evaluarea mea legătură ale finanțelor, dar nu și... Da, evaluarea mea în legătură cu domnul Vulceanu este legată de această prezență ta în spațiu public, dar nu neapărat pe întrebări tehnice care ar trebui totuși să fie stăpânite de un om care e ministru de finanțe. Păi evaluarea mea e legată strict de ce face pe acolo până când îl invizi la o emisiune. Urmărindu-l așa în ultima vreme, mă pare așa. L-am văzut la Antena 3, îl găsiți dacă îl căutați. Deci dacă îl căutați acum, l-a găsit undeva la Antena 3. Și urmărindu-l acolo unde se duce, bă, mi se pare așa, zic, bă, dar de ce ar fi omul ăsta? Și apoi uite-l și pe domnul Câțu cu o reacție fabuloasă avută pe Instagram, pe Insta Story ieri, în ziua în care tocmai i s-a întâmplat necazul. Și zice, domnule, că bine le învinge. Și stăteam și mă gândeam, zic, bă, nu mi-ar da până cap niciodată, ca în ziua în care sunt dat jos, în momentul când sunt dărmat, cum zice doamna Viorica Dăncilă, dărmat din premier, așa ca și zice Viorica Dăncilă, să vin să zic, domnule, bine le învinge. Bine, sigur, îmi închipui că poate în mintea domnului Câțu era ideea că, domne, binele până la urmă o să vedeți că învinge, deși m-au dat jos, o să... Dar ideea este că e la prezent, ai picat și ai tras concluzia că binele învinge. Mă, dar nu era bine îi învinge? Așa era pe vremea noastră. La Radio Guerilla nu era bine îi învinge? Așa era pe vremea noastră. Măcar trebuia să posteze așa. Ar fi fost, chiar dacă era. Nu erai de acord cu el, trebuia să apreciezi umorul. Sigur, binele învinge. Problema e că binele învinge într-un final. În momentul de față n-a fost nimic, nu există nicio... N-a învins nimeni, ca să spun așa. Virusul a învins în momentul de față, ne-a învins virusul, suntem cu sistemul sanitar într-un stagiu, adică suntem într-un ultimul stadiu. Ce să mai discutăm? Se numește fază terminală, domnul Vulceanu. Suntem pe aparate în momentul de față cu sistemul sanitar și nu neapărat din cauza sistemului sanitar. Adică senzația mea este că, bă, cât de cât oamenii, doctorii au tras și au făcut cât de cât. Mă țin minte când spuneam anul trecut că, domne, România m-a surprins la nivel de instituții ale statului în conținere care am gestionat bine pandemia. Păi, în 2021 România m-a surprins, în sensul în care, deși părea că știm să gestionăm pandemia, nu am știut să o gestionăm. Adică pur și simplu am lăsat o rană, am tratat o rană, da. N-am așteptat să se închidă, am văzut că e cât de cât funcțional organismul și am lăsat-o așa. S-a infectat la loc.
Nu spui tu cu gura ta că ai învins pandemia la finalul lunii iunie, în condițiile în care noi știam, ei știau, toți știau, că urmează valul 4, pe care nu e clar cum îl poți gestiona. Se vorbea domnul Buzăianu, trebuie să-ți amintești, plângează în memorie ca Marcel Proust. Domne, deși în România ar trebui să fie Marcel Proust, deși n-aș vrea să se supere șeful PSD, că nu era o glumă la adresa lui, dar uite cum le așează Dumnezeu. Domne, mai ții minte că vorbeam despre Delta și prin iunie, pe la finalul lui iunie. Așa mi-aduc aminte, că se discuta, era deci lansată deja. Se știa, era pe piață. Era ridicată. Fusese lansată, fusese inaugurarea oficială, tulpina Delta. Da. Și spunea, mamă, 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 când o veni Delta încoace, face prăpăd. Știai despre Delta. Domnul... La Ministerul Sănătății se vorbea despre tulpina Delta, care o să ne uitea și ea, ciugulească unul câte unul. Știa oamenii Ministerul erau Sănătății. Cei mai relaxați oameni din istorie, când îi întrebai, ziceau, domne, facem un antold, ne pregătim de congres, am învins pandemia, orice în afară de o stare de îngrijorare pe care o vedem acum pe fețele lor. Adică acum când apar, îi vezi într-o stare ușoară de îngrijorare. Ușoară? Așa. Ușoară, da, n-am așa, auzit. Că de cât așa ușor îi vezi așa cumva. Nu știu, că l-am văzut pe domnul Câțu, nu era ca și când conduce o țară eșuată cu un sistem sanitar prăbușit. Era destul de țanțo și așa, era destul de mândru, mergea prin parlament, pam, venea cu discursul, spunea ce a făcut. Deci nu era genul de om care să conducă o țară prăbușită. Măi, hai să fim serioși, responsabilitatea domnului Câțu e mai degrabă una formală. Pentru că eu sunt convins că Florin Câțu, dacă ar fi fost lăsat, Doamne iartă-mă în pace, de către președintele Klaus Iohannis, ar fi gestionat lucrurile cu puțin mai multă prudență, pentru că a făcut parte dintr-un guvern care a gestionat lucrurile. Da. Prin prisma lui Marcel Vela, uite, despre care nu mai vorbește nimeni acum, prin prisma lui Nelu Tătaru, care a fost senzațional ca ministru al sănătății în anul trecut. Într-un moment în care, atenție, nu prea se știa mare lucru despre această pandemie. Acum, de bine de rău, gestionăm pandemia cu niște informații. Amintiți-vă de Nelu Tătaru, cu urme pe față de la măștile pe care le purta aproape în permanență. Omul care era disponibil pentru o intervenție telefonică între două zboruri, între trei focare de infecție. Omul care în momentul în care a carantinat Suceava s-a dus personal acolo, ministrul al sănătății. Omul ăla a fost, cum să spun eu, a fost spectaculos anul trecut. A fost spectaculos. Iar Florin Câțu îl avea în proximitatea sa pentru că făcea parte din echipa hashtag câștigătoare. Deci nu era un urbanist care să-i spună, Florine, nu împărtășesc nimic din înțelepciunea acumulată în 2020. Deci ar fi putut să știe domnul Câțu cam ce se întâmplă de la acest om care este alături, domnul, și în momentul față, domnul Nelu Tătaru, înțeleg că e chiar consilierul premierului. Și e foarte bine adică... că e consilierul premier, dar ar fi trebuit Nelu Tătaru întrebat de sănătate, da, că există și expresia asta, și, dar trebuie să o luăm și la propriu și la figurat, pe parcursul anului 2021. Vlad Voiculescu, sigur, poate ar fi un ministru al sănătății eficient, dar nu în pandemie, ci în momentul în care trebuie să transparentizezi, când poate trebuie să decuplezi niște baroni din sănătate, de la clinicile pe care practic și le-au însușit, că există, cum avem baron local, președinți de Consiliul Județean, să zici că avem și baroni în sănătate. Câte un profesor universitar, doctor, șef de clinică, șef de nu știu ce, care pur și simplu este patronul sănătății din zona pe care o gestionează. Nu știu, eu l-am văzut pe Vlad Voiculescu, l-am așteptat cu oarecare încredere și am văzut că da, în momentul când era întrebat, dar ce-i făcut, bre? Acolo la Ministerul se explica transparentizare, niște chestii, niște abstracțiuni de astea ți vehicula pe care nici nu puteai să le contrazici. Poate pe timp de pace, Vlad Voiculescu a avut rostul lui. Pe timp de război, da, poate ai nevoie de un om care a mai trecut în situațiile astea. Acum e război. E record. Avem un record astăzi. Acum e mai război decât a fost anul trecut. 330 de morți astăzi. 330 de morți. Record, mai ales în zona asta a României, în zona București, Ilfov. Dom'le, aici acum... Deci, practic... Culmea, în zona cea mai vaccinată. Nu vă înghesuiți. Dar e și cea mai aglomerată. Nu vă înghesuiți că avem COVID pentru toată lumea aici. Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi. Cifre... Nu pot să zici fabuloase. Consternante. Tragice. Rata de infectare în București crește în ritm alarmant. A ajuns la 10,93 de cazuri la 1000 de locuitori, după ce ieri acest indicator era de 10,31. Luni, rata de infectare în capitală era sub 10 la 1000. Cifrele sunt în creștere, iar numărul celor care se infectează va fi în fiecare zi din ce în ce mai mare. La vârf vom fi poate peste două săptămâni
sau peste o săptămână. Datele oficiale arată că un bucureștean din 100 este infectat cu SARS-CoV-2. Cea mai mare rată de infectare este în sectorul 1, de 12 la 1000. Acum o lună, incidența COVID-19 în București nu atingea 2 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă, sigur, mult peste ceea ce pot să primească spitalele. Ce avem de făcut acum? Doar să ne vaccinăm. Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență a decis deja mai multe restricții referitoare la purtarea măștii, circulația pe timp de noapte, accesul la spectacole și în restaurante, desfășurarea evenimentelor private care au intrat în vigoare de duminică. Restricții dure au fost luate și în jurul capitalei, în județul Ilfov, unde sunt deja peste 11 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Peste 30 de localități din zona metropolitană se află deja sub restricții. Carantina de noapte se va aplica și în Balotești, Cernica și Grădiștea. Astăzi am primit incidența la nivelul județului și este de 11,32 la 1000 de locuitori. Bucureștiul are aproape 11. Este apropiată ca și incidența cu cea de la București. Deși mii de oameni fac zilnic naveta între capitală și Ilfov, măsurile antipandemie se aplică diferit, dar abordarea pentru zona metropolitană ar putea fi comună în curând. Să ia legătura și cu cei de la DSP București și împreună să abordăm aceleași, să aplicăm aceleași măsuri unitare. În acest moment se aplică, măsurile sunt unitare atât în București cât și în Ilfov, pentru că s-a depășit 7,5 la 1000 de locuitori. Am văzut genul ăsta de reacție la oameni, genul ăsta de întrebare. Dom'le, de ce totuși dacă s-au vaccinat 5 milioane de oameni, avem la fel de mulți sau poate mult mai mulți îmbolnăviți decât anul trecut? Există această întrebare. Există o tulpină nouă în vigoare, mult diferită de cea de anul trecut. Pe de altă parte, vedeți că, deși avem față de anul trecut mult mai mulți îmbolnăviți depistați, avem în terapie intensivă cam tot atâți cât anul trecut. Adică aici nu s-a schimbat nimic covârșitor la terapie intensivă. Sunt tot 1500 de oameni, 1600 ceva de genul acesta sunt în momentul de față. Poate pentru că cei vaccinați nu produc forme de astea groaznice de a ajung în terapie intensivă. Uite, exact ca la domnul Câțu. Hai să explicăm un pic vaccinarea prin prisma domnului Câțu. Domnul Câțu este în vigoare în continuare într-o formă de interimat. Dar puterile sale sunt limitate. Puterile domnului Câțu... E slăbit. E mult slăbit. Nu mai poți să faci o formă gravă de Câțu acum. Nu știu, că să explicăm mai clar cum ar fi, domnule, în termen de specialitate. Haide, domnule, să facem apel la Luca Turcan. Deci domnul Câțu nu mai e full options acum. Înțelegeți? Nu mai este. Este varianta... Aș vrea să spun cheală, dar nu e bine. Nu e nici bine pentru dânsul, nici pentru mine să folosesc acest termen. E varianta fără prea multe dotări. Da. Da, te duci de acolo până acolo. Deci din punctul A în punctul B poți să ajungi. Îți faci treaba cu el dacă ai nevoie. Dacă ai de adus ceva de la țară, dacă ai de pus pe port bagajul e mare, îl mai legi cu un ciorap de damă. Ce să faci? Nu e lux. Nu te lasă în drum. Deci, dacă vrei ceva calitate, pui un ban. Dar de bine, de rău, pentru țara asta și pentru ce condiții am avut noi, eu zic că... Ce nu, deci noi am umblat, noi ne-am fățit de acolo până acolo cu Viorica un an de zile. Poți să mergi și cu Câțu, da, că nu scad gradele. Uite, domnul Iohannis... Domnul Ciucă, nu scad gradele, domnul Ciucă, de pe umăr. Apropo de... Da, la grade poți să vorbești și cu domnul Câțu, dar nu neapărat gradele alea, sau... Nu știu. Păi eu înțeleg că domnul Câțu e trecut în grade mai mari decât domnul Ciucă. Dar al gen de grade. Sau, sigur, nu știu ce vrei să zici. Niciodată. Niciodată. Fără acuzații de-astea. Nefondat. Ei, pe domnul Câțu și Teodorovici nu-i acuză de spionaj, de nebunii, de acoperire, decât Câțu și Teodorovici. Deci se acuză ei doar între ei. Da. Nu e ne băgăm închisă. Noi. E gluma lor, o problemă. E zona lor. Nu ne băgăm noi pe zona asta. Și nici nu cred că e adevărat. Domnul Iohannis produce o afirmație importantă legată de ce spui tu, Răzvan, astăzi. Cine? Președintele nostru. Domnul Iohannis. Am auzit de dânsul. Este mai... Multe lucruri am auzit de dânsul, domnul Buzăianu. S-a tot auzit despre domnul Iohannis. Și se vorbește că o fică, nu mă rog, nu stau acum că gura lumii știi cum e. Da. Da. Este mai bine să avem un guvern cu puteri de pline decât unul minoritar. Păi și nu e așa? Domnule, e mai bine să ne pregătim decât să nu ne pregătim. Să luăm o scurtă pauză. Stai, ce stai, să mai stăm? Stai, trage frâna de mână, da, că intrăm cu guvernul Câțu în zid. Domnul Buzăianu, mai citește-mi odată această frază. Domnule, afirmație e produsă de Klaus Iohannis? Astăzi a zis că e proaspătă. Deci e proaspătă. Comuna Mihăiești, județul Olt. E proaspătă, e bună, e bună, mă. Vrei să gustați? E mai bine să avem un guvern cu puteri de pline decât unul minoritar.
Păi dar nu i-a spus nimeni președintelui Klaus Iohannis că un guvern minoritar are puteri de pline. Guvernul care nu are puteri de pline este guvernul interimar. Guvernul minoritar are toate puterile pe care, deci, le are și un guvern majoritar. Depinde doar de un partid parlamentar să-l trântească sau nu. Dar puterile sunt aceleași. Dacă va fi guvernul Câțu susținut în Parlament de PSD, guvern minoritar, nu o să-i spună, deci uite Florine care-i trebuie. Nu, eu n-am nimic cu tine, guvernezi. Îți dăm voturile în Parlament, nu intrăm, ești guvern minoritar. Ce te rog eu? Nu te atingi de economie, de sănătate și de belina. În rest faci ce vrei. În rest, ești domnul, în rest ai puteri aproape de plin. În continuare. Deci ai puteri de plină dacă ești minoritar. Mă, ce ți-am spus eu mai devreme, că nu e om politic? Nu e, n-are. Eu sper că pe fizică stă mai bine. Și pe fizică. Că altfel trebuie și să le dea fizic copiilor lor a banii înapoi de la meditații, că cine știe ce i-a fi învățat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună România! Una peste alta se întâmplă niște lucruri interesante în zona asta pandemică, uitându-mă un pic, Răzvan, către ATI, cu nou către ATI, cu nou către proteste, văd că uneori lucrurile astea sunt destul de sincronizate, adică avem oameni care merg la proteste, după care merg la ATI, asta e procedura. S-a intrat în această procedură. Și acum toată lumea l-a pus la punct și l-a pus la zid pe omul acesta, care inițial era un ferm adept al măsurilor doamnei Șoșoacă, după care, sigur, a ajuns în patul de spital, de acolo a făcut o poză, sigur, și a pus cenușă în cap și a zis, bă, vedeți, mare grijă, vă rog eu frumos, că circulă tot felul de virus. Deci, circulă pe interneturi, pe Facebook-uri, pe nebunile astea ale tinerilor. Când funcționează Facebook-ul, că ați văzut că se mai alege și praf. Niște imagini cu un cetățean susținător al doamnei Șoșoacă, susținător înflăcărat al doamnei Șoșoacă, un om care a contestat pandemia, a contestat COVID-ul, a contestat masca, a contestat tot ce a prins. Așa, simpatizant aur, că îl vedem cu niște afișe ale partidului respectiv, vă dați seama, fiecare face ce vrea cu viața sa. Problema e că viața nu e întotdeauna atât de lungă pe cât ne-am dori, iar omul acesta pe care îl vedeți în imagini, da, un împătimit al protestelor, a ajuns pe patul de spital. Aici avem doar fotografia, dar vă spun că textul care însoțește fotografia din dreapta ecranului, cum vă uitați dumneavoastră, e și mai relevant. Pentru că textul sună cam în felul următor. Vaccinați-vă, oameni buni, îmi pare rău că nu m-am vaccinat până acum. Îmi pare rău la domnii doctori, cam asta este sinteza. Da? Cam asta este. Uite. Vaccinați-vă, permiteți-mi să și corectez. Dragii mei. Citesc, că e greu de citit așa. Vaccinați-vă, dragii mei, mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat, nu lăsați să treacă timpul. Îmi pare rău că am fost contra vaccinării și contra COVID. Am să promovez vaccinul, medicii sunt într-adevăr niște eroi, trebuie respectați, îmi aplec capul. Îmi ia plec capul. Mulți și doar își pleacă capul. Dânsul și îl apleacă. Senzația pe care o trăiesc în fața lor și îmi cer iertare pentru neîncrederea pe care l-am avut. Pentru neîncrederea care l-am avut pentru ei, da. Deci, corect. Iată oculta, doamnelor și domnilor, l-a cumpărat pe omul ăsta care avea un viitor, ce bine ieșit. Oculta și incultul. Oculta și inculta. Oculta și uniculta. Și problema e că s-a intrat și a zis oculta, zis, să mai cumpărăm și de ăștia inculti, să intrăm și pe zona asta. Deci omul ăsta e cumpărat de oculta mondială ca să vină să îi dea o lovitură doamnei Șoșoacă. O lovitură, vă dați seama, greu de condus, dar și intra și pe pagina dânsului. Acum, poate această gramatică precară pe care o gestionează ține și de faptul că îl cheamă Erno Kovács. Poate dacă ar fi scris în limba maghiară ar fi și mai bine. Poate că despre asta e vorba, nu știu, dar nu asta contează în viață, important e să rămână în viață. Despre asta e vorba. Bineînțeles. Dar știi ce am înțeles? Uite, sunt puțini cetățeni de, să spunem, etnie minoritară care să fie simpatizanți ai unui partid mai degrabă naționalist, nu? Că dânsul, da, corect. Dânsul nu-i doar cu Șoșoaca, e și cu aurul. Da. Multă lume am văzut că îi critică pe cei de la aur, că, domne, ar fi ultranaționaliști. Păi uite, domnul Erno Kovács îi susține. Deci, practic, nu mai susține teza asta. Interesant e că doamna Șoșoacă, iarăși, și dânsa, o figură pretins naționalistă. Irma o fâncistă, dar asta nu cred că e chiar contul ei. Cred că sunt tot felul de conturi. Doamna, atenție, doamna are multe conturi. Deci nu e. E foarte admirată. E foarte bancare, domnul Buzeru. Nu, bancare nu ai văzut eu, dar poporului. Acum, ce interesant
interesant este că eu nu l-aș pune totuși la zid pe omul acesta. El a venit cu o rectificare a unei greșeli în care... Dar, toată lumea s-a pus pe el că a luat un pat de ATI nemeritoriu. He. Deci toată lumea a venit cu acest slogan și vreau să iau apărarea acestui om care a avut puterea. E foarte greu să recunoști în viață că ai greșit. Bă, a avut această tărie și de pe patul de spital să trimită acest mesaj, să-și replieze poziția pe care o avea sub acest oprobiu public și să încerce să transmită un mesaj extrem de util. Am văzut că toată lumea a început să tragă în el acum, la figură. Da, stai să ne lămurim puțin. Eu nu știu dacă e mesajul corect sau mesajul incorrect, pentru că atâta timp cât vaccinarea nu este obligatorie, da, poți lua în calcul, deci statul a spus în felul următor, dacă vaccinarea nu e obligatorie, înseamnă că dreptul tău de a nu te vaccina echivalează cu recunoașterea faptului că poate fi și asta o opțiune respectată. Da? Deci dacă e o opțiune pe care să o respecte statul, nu stabilim ce e bine, ce e rău. Sigur că medicii specialiști spun că e bine să te vaccinezi. Da. Dar acum nu să-l criticăm. Am văzut pe internet un comentariu venit din zona Partidului Național Liberal, ceea ce mi s-a părut absolut deloc liberal, nu-i nimic liberal, mai nou, în Partidul Național Liberal. Cineva din zona de influență a PNL-ului, așa? Nevaccinații să-și plătească spitalizarea. Nevaccinații să-și plătească spitalizarea? Spuneți dumneavoastră? Păi dumneavoastră v-ați plătit vaccinul? Dumneavoastră v-ați plătit vaccinul? V-ați plătit vaccinarea? Păi din banii nevaccinaților v-ați vaccinat și dumneavoastră. De ce ar trebui acum nevaccinații, dintr-o serie de motive nevaccinați, să își plătească spitalizarea? De exemplu, cei care fac un accident pentru că au condus beți, de exemplu, își plătesc spitalizarea dacă sunt victimele unui accident? Nu știu. Toată lumea care ajunge în spital din culpă proprie își plătește ceva? Astea sunt chiar prostii care au apărut acum. Scopul tău este să-i convingi pe oameni să se vaccineze, nu să-i obligi. Da? Dacă oamenii nu pot fi convinși să se vaccineze, înseamnă că fie tu ești incapabil să transmiți un mesaj coerent, fie nu ai cui să-i transmiți un mesaj coerent. Eu am privit... Dar eu nu pot să mă duc acum pe același principiu al nevaccinaților care, dacă sunt proști, să-și plătească spitalizarea, domnule. Da. Nu merită să vorbim cu ei, da? Eu nu pot să accept principiul ăsta, pentru că nici la alegeri nu mi-acceptă mie principiul când vine cine știe ce analfabet. Că există analfabet, nu e o jignire, un om nealfabetizat. Da. Și votează și el. Și votul lui este egal cu votul probabil celui mai școlit om din România. Dacă putem identifica cel mai școlit om din România. Un om care nu înțelege nici politică, nu înțelege nici lumea pe care o trăiește. Poate avem și probleme, oameni cu probleme psihice, nediagnosticați. Da, care există, votează de la care egal votează, la egal. Da? Dar, votul ăluia este egal, da? E, dacă votul ăluia e legal și e normal să fie egal, că asta înseamnă democrația, capacitatea de a-i convinge pe toți, capacitatea de a coborî nivelul discuției până acolo unde să-l înțeleagă și omul fără minimă pregătire, dacă asta e democrația, atunci tu trebuie să-i plătești spitalizarea omului chiar dacă a ajuns în spital din vina lui, da? Acum, am văzut această asociere între analfabetismul funcțional și nevaccinarea. Sigur că poți să te gândești că există o logică a faptului că există o categorie de public mai greu de convins, în sensul că nu prea înțelege foarte bine utilizarea acestui vaccin. Bun. Dar eu aș mai face o asociere, domnule premier, că am văzut că domnul premier a făcut această asociere între analfabetism funcțional și nevaccinare. Da. Între analfabetism funcțional și... organizare. Uite, organizare de Antold, organizare de festivalul, organizare de congres. Tot un fel de analfabetism funcțional și ăsta, în sensul că tu ai informația, dar nu știi să o procesezi cum trebuie. Știi că vine valul 4, știi că... Asta înseamnă că îl fac pe domnul Câțu. Dar zic așa, ca ideea, am putea să, dacă am fi rău intenționați, ca să întoarcem această jignire adusă pe un părți, unui părți de pe am putea să ne gândim, bă... Tu ai informația, tu știi că vine valul 4, știi ce face, știi ce prejudice aduce această nouă tulpină, știi toate lucrurile acestea, cu toate acestea nu faci ce trebuie, adică nu reușești să o procesezi, astfel încât faci antol, faci congres, faci toate alea. Deci vedeți că asta cu analfabetismul funcțional, mai ușor pe scări cu analfabetismul funcțional. De acolo n-a fost vorba de analfabetism funcțional, domnul Buzenu. Aveți altă diagnostic? Bineînțeles că am alt diagnostic, e foame de bani, băieți, este diagnosticul meu. Ok, da. Bun. E foame de bani, e vorba de fomiță, da. E vorba de fomiță de bănuți. Da.
Ai înțeles? Acum o să spun iarăși că îi tremurau buzunarele domnului Emil Boc fără întold anul ăsta, că o să credeți că am o campanie împotriva lui. Păi eu chiar cred că ai o campanie împotriva lui. Dar poate chiar am o campanie împotriva lui. Da. Dar poate chiar am motive să fiu... Să duc eu o campanie în favoarea domnului Boc. Dar du-te o campanie în favoarea lui. Aici. Ia campania și du-o în favoarea lui. Da. Hai să spun eu de ce se simte o oarecare dafda antipatie venind înspre mine, înspre domnul Boc. Pentru că domnul Emil Boc, cum e el gospodar așa și grijuliu și părintele națiunii clujene, nu mi-ar fi trebuit să spună. Noi putem să ducem un festival cu sute de mii de oameni? Putem? Poate sistemul medical din România să ducă rata îmbolnăvirilor pe picioare după ce trec eu pe un festivalul ăsta unde se vor îmbolnăvi oameni? Că s-au îmbolnăvit oameni și la festival. Adică e statistică pură. Nu, trebuie să fii nefamiliarizat cu aritmetica. Să spui că nu se îmbolnăvește lumea la un festival unde participă 300 de mii de oameni din toată Europa. Și cu toate astea zic, tata, bănuțe aia, tata, milioanele alea de euro care îmi rămân în curs. Oamenii și-au asumat, practic, un prejudiciu. Da, oamenii au făcut lucruri pentru bani. Judecând că e mai bine din punct de vedere economic, dar mai rău din punct de vedere sanitar. Asta e, știi cum e, morții cu morții și bogații cu bogații. Acum, atenție, noi suntem un modelul suedez, doamne și domnule, că am văzut că multă lume este într-o stare de empatie față de situația asta. Uite, 330 de morți. Am văzut că a venit și nota de plată în vieți omenești în legătură cu bolnavii de cancer și la toată lumea, domnule, ați văzut câți bolnavi de cancer au fost anul trecut. Domnule, asta înseamnă modelul suedez. Așa arată modelul suedez. Ne cere scuze bătrânilor, noi vrem să ne trăim viața. Așa e modelul suedez. Acum nu vă mai place? Păi, dar nu, noi nu avem modelul suedez acum. Deja nu mai avem modelul, că i-ați vaccinat 80% modelul suedez. Păi, acum nu ne mai place modelul suedez. Noi nu avem modelul suedez acum, când mă refer la modelul suedez, mă refer la modelul suedez în 2021. Da. Mă refer la modelul suedez în 2020. Da. Noi nu-l avem acum implementat. Ce avem noi implementat acum... E un model românesc, da. O cârpeală după ureche, prea puțin, de fapt ce prea puțin, nu-i girată de niciun specialist. Spune-mi mie un specialist neangajat politic care public să spună, da, e bine așa, e bună varianta asta. Cine mă, cine? Hai, domnule, că sunt specialiști. Un specialist care e de acord cu modelul românesc de 2020. Noi nu avem restricții, Răzvan. Ba adică da, aveți foarte multe restricții. Oamenii... restricții minime impuse recent, dar eu vreau să spun că până acum, și poate că e bine, nu zic că e rău, dar ăsta e modelul suedez. Sigur, noi nu ne bazăm pe spitalele din Suedia, noi ne bazăm pe spitalele din România. Oamenii fără certificat verde nu pot intra în niciun acum, fel de loca. Acum, de o lună. Câteva săptămâni. Da. Dar până eu vehiculam ideea morților pe care îi avem în față, nu mă refer la cei de la bolnavii de cancer care au murit anul trecut într-un număr foarte... De ce? Restricții minime. Asta înseamnă modelul suedez. Ne cere scuze bătrânilor. Așa au făcut și ei. Asta explicam acum. Acum avem de câteva săptămâni, sigur că am intrat în această situație. Nu mi se pare că am avut nimic de a face cu modelul suedez. Noi am eliminat restricțiile doar pe perioada verii, Radu. Când boala e mai degrabă suspendată. Am avut cele mai lejere restricții din lume, din Europa asta. Totuși, n-au fost cine știe ce restricții. Au fost o perioadă limitată de niște, dar nu pot să spun că au fost restricții importante alea. N-a fost lockdown. Dar cum păi n-am avut lockdown. În lume era lockdown. Noi eram pe lejeritate. Nu toată lumea a fost lockdown. Noi nu ne permiteam, sigur, dar aveam modelul suedez. Acum, ce vreau să remarc... Bă, nu mai spune că am avut modelul suedez. Păi am avut restricții noi în România. Am avut restricții severe la nivel de Franța, la nivel de mare. Eu sunt la curent și văd ce se întâmplă. Între morți și vii există bolnavi. Între modelul suedez și nicio restricție, există grade de restricționare ale societății. Cum n-am avut? N-am avut restaurantele închise, n-am avut magazinele cu program defazat, n-am avut... Câteva săptămâni aia nimica. Oamenii ăștia au avut lockdown în Franța, au avut lockdown în Marea Britanie. Luni întregi, Grecia ieșea cu mesaje. Grecia ieșea cu mesaje. Și noi ieșeam cu adeverință, nu? Păi atunci, acum o lună, în martie 2020. Nu cum, domnul Buzean, n-am avut weekenduri în care se închideau magazine la 6 după starea de urgență? Ceva, o săptămână, două, hai să luăm o scurtă pauză. Restaurante închise, găștia de la Horeca, de ce sunt disperați? Imagini esențiale din Parlamentul României și ne întoarcem. Pauză și imagini bombă.